În Siria sunt descoperite din ce în ce mai multe gropi comune cu victimele organizației Stat Islamic. Mii de soldați și civili au fost uciși în fostele teritorii controlate de ISIS, unii acuzați fiind că ar fi încălcat legea islamică. Mulți luptători și familiile lor au fost închiși în centre de detenție controlate de forțele kurde din Siria. Acestea, împreună cu Statele Unite, au cerut Germaniei să-și aducă acasă cetățenii. Americanii și curzii sirieni au înlăturat o amenințare serioasă pentru securitatea noastră. Dacă ne cer să luăm înapoi 20 de luptători și câteva femei, nu ar trebui să-i refuzăm, însă guvernul german exact asta face. Ministrul federal de externe spune că primirea acestor persoane ar reprezenta o amenințare pentru Germania, dacă nu există suficiente dovezi incriminatoare pentru a putea fi condamnate. Avem nevoie de informații relevante pentru a putea emite ordine de arestare ori aplica proceduri penale ca să putem să-i ținem închiși. Este un proces dificil. Experții susțin că americanii și Germania au strâns suficiente dovezi în Siria în urma audierilor, martorilor și suspecțiilor. Informații s-ar putea să aibă, însă este posibil ca guvernul german să se teamă că sentințele pronunțate vor fi în favoarea unor pedepse atât de mici, încât acești oameni ar ieși relativ repede din închisoare. Ofensiva turcă în Siria a sporit presiunile asupra Germaniei să-și ia acasă suspecții de terorism. Unii dintre ei au scăpat din centrele de detenție în ultimele săptămâni. Este un risc de securitate uriaș. Dacă acești oameni fug din Siria și se întorc în Germania, pericolul este mult mai mare decât în condițiile în care ar fi aduși organizat sub supravegherea autorităților. În detenție se găsesc mai ales femei cu cetățenie germană care nu mai respectă regulile ISIS, sperând astfel la repatriere. Acestea se confruntă cu abuzuri și amenințări din partea deținuților încă loiali organizației teroriste. Între ele e și această femeie din Berlin. Este înfiorător ce crime a comis ISIS în numele islamului. Tot ceea ce îmi doresc este să mi se permită să revin în iubita mea patrie, Germania. Chiar dacă ea însăși a comis sau nu infracțiuni, până acum nu i s-a permis să se întoarcă acasă, dar speră să o poată face într-o bună zi. Pentru ea și pentru fiul ei, în vârstă de 2 ani.